Prezența Monax la ediția din acest an a Târgului Agromalim a fost de bun augur pentru fermierii care au dorit să afle ultimele noutăți și promoții cu care compania a intrat în campania de toamnă. Această ediție a Târgului Agromalim am adus o gamă destul de diversă de utilaje agricole, o paletă foarte largă de piese de schimb, precum și o ofertă de servicii și întreținere. Ce promoții le-ați pregătit fermierilor pentru această campanie de toamnă? În promoție avem tractorul Landini de 100 de cai putere și culegătorul de porumb Berco. Chiar dacă seceta din vară a afectat în bună măsură activitatea agricolă, Monax a raportat o creștere a vânzărilor în acest sezon. Interesant este faptul că, deși a fost un an agricol dificil, cererea de utilaje a fost mai mare decât anul trecut, în special pentru utilaje pentru tractoare, pentru utilaje de prelucrat solul. Foarte bine au mers anul acesta piesele de schimb. Am observat că fermierii au avut acces mai puțin la proiecte europene, drept pentru care achizițiile cu plata la livrare sau leasing-ul au crescut destul de mult. Am înregistrat o creștere a vânzărilor la utilaje față de anul trecut, iar la piese de schimb și service cererea a rămas constantă, deci la un nivel ridicat. Noi sperăm ca în ultima parte a anului o parte din cererile de proiect să fie aprobate și fermierii să-și poată achiziționa utilajele pentru, dacă nu pentru campania de toamnă, atunci pentru campania de primăvară a anului viitor.